știrile de mâine dimineață. Atât de proaspete încât nu s-au întâmplat încă. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, declară că gestul protestatarilor care au aruncat cu bani pe treptele BNR echivalează cu terfelirea tricolorului sau cu fluieratul atunci când se cântă imnul național. Corect? Păi cum să arunci cu bani în bănci când asta e chiar treaba lor? Să te jupoaie de comisioane sub atenta îndrumare a Băncii Naționale. Mii de angajați daci au protestat la Mioveni cerând urgentarea construcției autostrăzii Pitești-Sibiu. În urma acțiunii, autoritățile au decis să facă un studiu de prefezabilitate al protestului de la Mioveni. Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistică, în România femeile trăiesc în medie cu 7 ani mai mult decât bărbații. E vorba de femeile care nu au fost prinse de bărbați cu alți bărbați. După ce o mașină de gunoi s-a răsturnat ieri în fața guvernului, analiștii politici vorbesc de o încercare de răsturnare de regim. Și în fine, americanul care a petrecut cel mai mult timp în spațiu, 340 de zile consecutiv, s-a întors pe pământ cu 5 cm mai înalt din cauza lipsei gravitației. Exact așa se întâmplă și cu infractorii ieșiți de la Beciu Domnesc. Sunt mai înalți cu mulți centimetri, deoarece stau pe cărțile scrise în pârnaie. Știrile de mâine dimineață. Atât de proaspete încât nu s-au întâmplat încă.